Fetele sunt în dormitor, este și Alex cu ele și discutau despre cum a fost la club aseară. Întreba Iuliana dacă a fost mișto aseară la club. Cristina a răspuns că da. Iuliana zicea și ce ați băut. A răspuns Cristina că au avut o sticlă la masă. Alex a corectat-o și a zis că au fost două sticle. Apoi, Iuliana întreba, o întreba pe Maria: Și tu ai băut și tu un cocktail ceva? Maria a răspuns că da, a băut și ea puțin. Apoi au început să discute despre șaturile pe care le-au le consumat la club. Antonia spunea că ea, dacă ar fi băut un șat din ăla de panică, ar fi luat-o capul. Antonia știe clubul, a discutat de dimineață cu fetele, a aflat la ce club au fost duși și concurenții și spunea că e unul dintre cele mai tari cluburi din București. Apoi povesteau că au băut șaturile pe gratis. Spunea Maria că mulțumită Cristinei pentru că era o spătărița o susținătoare de a Cristinei. Iar Cristina a confirmat și a spus că, într-adevăr, era o susținătoare de a ei și le-a adus mai multe șaturi. A spus Cristina și cam câte șaturi le-a adus, însă cei din staff au oprit sunetul și nu s-a mai auzit.